prima sesiune am văzut și mi s-a explicat, cred, suficient de clar ce este un creștin. În această a doua sesiune aș dori să intrăm în subiectul ce este o biserică adevărată. Ce este o biserică adevărată? Reformatorii, suntem la 500 de ani de la Reformă, reformatorii au afirmat că Evanghelia, rânduielile bisericii, adică botezul și cina Domnului, și disciplina bisericii, sunt cele trei semne ale unei biserici adevărate. Repet, Evanghelia, predicarea Evangheliei, rânduielile bisericii, administrate corect, adică botezul și cina Domnului, și disciplina bisericii. Pentru noi este foarte relevant astăzi, pentru că această învățătură, cred eu, bate la ușa bisericilor noastre. Dacă ceea ce au spus ei este adevărat, înseamnă că acolo unde nu este prezentă Evanghelia, nu este o biserică. Acolo unde rânduielile nu sunt administrate corect, după cuvântul lui Dumnezeu, botezul și cina Domnului, nu este o biserică. Acolo unde nu se practică disciplina bisericească, nu este biserică. Și vedem în foarte multe locuri că aceste lucruri lipsesc și eu vreau să spun cât de clar pot lucrul ăsta de la începutul conferinței. Unde lipsesc aceste trei semne, nu avem de-a face cu o biserică adevărată, ci cu o biserică falsă, cu o biserică apostată, cu o biserică care este mai degrabă o sinagogă a Satanei. Unde nu sunt prezente aceste trei semne. Sau un club religios, dar sub nicio formă nu este biserica Domnului Iisus Hristos. De ce au spus ei că aceste trei semne sunt semnele unei biserici adevărate? Și vreau să observați, n-am spus că sunt semnele unei biserici sănătoase. Da? Și am spus că sunt semnele unei biserici adevărate. Adică acolo există o biserică. Nu neapărat e sănătoasă, dar există o biserică acolo. Este biserica Domnului Iisus Hristos. De ce? Evanghelia, le luăm pe rând. Evanghelia, primul semn al unei biserici adevărate, Evanghelia produce biserica. Când se proclamă Evanghelia, vestea bună a mântuirii în Domnul Iisus Hristos, oamenii sunt mântuiți. Când oamenii aceia mântuiți se întâlnesc împreună ca să trăiască după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, ei constituie la un moment dat o biserică. Da? Evanghelia produce biserică. Dacă nu ai Evanghelie, cum să ai biserică? Da? Dacă dintr-o biserică adevărată dispare Evanghelia, există un anumit timp în care biserica aceea ajunge plină de necredincioși și ea se transformă dintr-o biserică adevărată într-un club religios sau o biserică apostată, o sinagogă a Satanei. Evanghelia produce biserica, în al doilea rând, rânduielile prezintă biserica. În ce fel? Luăm botezul și cina Domnului. Când cineva este botezat, el mărturisește că are parte de lucrul ăla care este simbolizat în botez. Ce e simbolizat în botez? Moartea și învierea Domnului Iisus. Eu mă botez pentru că mărturisesc că am parte de moartea și învierea Domnului Iisus, de mântuirea câștigată prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Când biserica practică simbolul acesta, ea arată că altcineva are același lucru pe care l-au și ei. Ce? Mântuirea prin lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Ăsta este botezul. Botezul este poarta de intrare în biserica locală. Poarta de intrare în biserica locală. Toți câți au fost botezați, citiți Fapte capitolul 2, s-au botezat și au fost adăugați la numărul ucenicilor. Imediat după botez s-au adăugat la numărul ucenicilor. Ei nu s-au adăugat la numărul ucenicilor decât atunci când s-au botezat. Botezul prezintă biserica, arată biserica. Încă un mădular adăugat trupului Domnului Iisus Hristos. Botezul este primirea în biserică, iar cina Domnului este păstrarea unui credincios în biserică. Noi luăm cina și arătăm prin cina Domnului că toți cei care participăm la cina Domnului, doar cei care participăm la cina Domnului, avem parte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Ea lucrează în noi în mod continuu. De aceea pentru noi nu este un lucru oarecare să nu vii la cina Domnului. Nu vreau să vin acum la cina Domnului. Nu este un lucru grav să nu vii la cina Domnului, pentru că tu mărturisești ceva prin faptul că nu vii la cina Domnului. Mărturisești în primul rând că n-ai parte de jertfa Domnului Iisus Hristos și în al doilea rând mărturisești că nu ești parte cu noi. Trupul Domnului Iisus care este format de jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? Rânduielile bisericii, așa le numim, nu le numim sacramente ca să nu ducem în confuzie anumiți oameni, rânduielile bisericii, botezul și cina Domnului, sunt modul în care este prezentată biserica, este arătată biserica, da? Este arătată biserica. Și în final, disciplina, al treilea semn, disciplina bisericii protejează biserica. Disciplina protejează biserica. Dumnezeu a lăsat disciplina bisericească ca o metodă a harului. Disciplina bisericească nu este o metodă prin care noi arătăm altora că suntem mai buni decât ei. Sau că am reușit să facem mai multe fapte bune decât ei. Disciplina bisericească nu este un mod de a scoate ochii altora, cum spunem noi. Folosim expresia aceasta. Disciplina nu este un mod de a ne răzbuna pe cineva care a făcut un anumit păcat. Nu, disciplina este o metodă a harului prin care Dumnezeu
arată dacă cineva este credincios cu adevărat sau nu este credincios cu adevărat. Când cineva este un credincios adevărat și este disciplinat, el va reacționa datorită prezenței Duhului Sfânt și datorită acelei metode a Harului, va reacționa la medicamentul ăsta în mod pozitiv, se va pocăi și va demonstra că el este parte din biserică. Iar dacă el nu este parte din biserică, în realitate din trupul Domnului Iisus Hristos, disciplina nu face decât să demonstreze lucrul acesta, să arate lucrul acesta. Vom vedea la altă sesiune că atunci când este abuzată această învățătură a disciplinii bisericești, cineva s-ar putea să fie dat afară din biserică și totuși el să fie parte din biserică, dar acolo nu este aplicată disciplina bisericii după Scriptură. De aceea, disciplina aceea nu mai este o metodă a Harului. Da? S-a transformat într-o metodă de abuz, de abuz în biserică. Lucrul acesta se întâmplă din păcate. În continuare, aș dori să mă uit la primul semn, pentru că celelalte două semne, rânduielii bisericii și disciplina bisericească, vor fi abordate în altă sesiune. Aș dori să ne uităm la primul semn, la Evanghelie, la prezența Evangheliei în adunare. Și în prima parte vreau să ne uităm la câteva distorsiuni care există cu privire la Evanghelie și în a doua parte să ne uităm la un text biblic care ne arată ce este Evanghelia și cât de importantă este Evanghelia. Da? Două părți. Ne uităm la ce Evanghelie auzim foarte des astăzi și la ce Evanghelie ne prezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să arăt 6 greșeli majore care cred că se fac, le-am sumarizat în felul acesta, cu privire la Evanghelie. Evanghelia este importantă. Evanghelia formează biserica. Evanghelia este primul semn al unei biserici adevărate. Nu avem Evanghelie, nu suntem adunare. Nu suntem biserica Domnului Iisus Hristos. Prima greșeală care se face, prima greșeală fatală, este distorsionarea caracterului lui Dumnezeu. Evanghelia începe cu Dumnezeu. Evanghelia este Dumnezeu. Evanghelia nu sunt eu care mă port nu știu cum în lume. Nu! Evanghelia este Dumnezeu. Evanghelia este ce a făcut Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos pentru recuperarea omului păcătos. Asta este Evanghelia. Evanghelia nu sunt eu, da? Evanghelia începe cu Dumnezeu, continuă cu Dumnezeu, este despre ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Asta este Evanghelia în esență. În momentul în care atacăm persoana lui Dumnezeu, atacăm Evanghelia. De exemplu, foarte des este distrusă la propriu Evanghelia cu atributul dragostei lui Dumnezeu. Cel mai des poate auzim sumarizată Evanghelia cu cuvintele acestea. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește, sau Dumnezeu este dragoste. Și am încheiat. Asta este important. Vino la Dumnezeu, Dumnezeu te iubește. Este interesant că niciodată în Biblie nu găsiți sumarizată Evanghelia în felul acesta. Niciodată. Avem în Faptele Apostolilor sumaruri repetate ale predicilor apostolilor de evangelizare. Deci, ni s-a arătat modul în care au evangelizat ei. Dacă vrei să vezi cum au prezentat Evanghelia, nu știu, domnule, oare cum o fi prezentată ăștia Evanghelia? Deschide Cartea Faptelor Apostolilor și găsești multe locuri în care găsești prezentări ale Evangheliei. Vezi exact cum au predicat Evanghelia. Și nicăieri nu au început, nu au sumarizat Evanghelia, nu au arătat că esența Evangheliei este asta. Dumnezeu te iubește. Vreau să trag un semnal de alarmă. Dumnezeu ne iubește. În Evanghelie există și această veste că Dumnezeu ne iubește. Să fii foarte clar, nu există Evanghelie fără dragostea lui Dumnezeu. Nu există Evanghelie fără dragostea lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu care ne-a iubit, l-a dat pe Fiul Său. Nu există Evanghelie fără dragostea lui Dumnezeu. Dar esența Evangheliei, sumarul Evangheliei nu este dragostea lui Dumnezeu. Și multe persoane pur și simplu redefinesc sau la propriu distrug toate atributele lui Dumnezeu prin atributul ăsta, al dragostei lui Dumnezeu. Noi nu mai putem vorbi despre mânia lui Dumnezeu, despre scârba lui Dumnezeu pentru păcat, despre modul în care Dumnezeu reacționează față de păcat, despre mânia lui, despre dreptatea lui, despre sfințenia lui. De ce? Fiindcă Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu nu este un atribut care redefinește celelalte atribute ale lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, m-aș enerva că am văzut că ai păcătuit. Stai, mi-am amintit că eu vă iubesc, nu mă mai enervez, nu mai supărat. Dumnezeu oricum nu are crize de nervi. Da? Dragostea lui Dumnezeu nu poate reglementa, redefini toate celelalte atribute ale lui Dumnezeu. Chiar dacă eu nu pot să împac în capul meu, cum se împacă dragostea lui Dumnezeu cu dreptatea lui Dumnezeu? Se împacă foarte bine și lucrul acesta nu este arătat la cruce. Unde dragostea, mila, îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu s-au sărutat cu celelalte atribute ale lui Dumnezeu, cu mânia lui Dumnezeu, cu ura lui Dumnezeu pentru păcat, cu oroarea lui Dumnezeu pentru păcat, cu dreptatea, cu sfințenia lui Dumnezeu. Acestea au fost aduse împreună și crucea ne arată că Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul. Că dragostea nu poate însemna că Dumnezeu spune pur și simplu vă iert. Evanghelia nu înseamnă că Dumnezeu ne iubește și pur și simplu ne iartă. Nu. Da? Există o distorsiune a dragostei lui Dumnezeu. Există o distorsiune a dragostei lui Dumnezeu. Și este greșit la propriu să abordezi un om necredincios și să-l asiguri de dragostea lui Dumnezeu. În Scriptură, asigurarea cu privire la dragostea lui Dumnezeu este dată credincioșilor.
Lor li se dă siguranța mântuirii. Eu nu sunt chemat să dau o siguranță a dragostei lui Dumnezeu unui om care nu-i împăcat cu Dumnezeu. Eu trebuie să-i arăt întâi că el este sub autoritatea lui Dumnezeu, că a păcătuit față de această autoritate, că Dumnezeu ne-a dat o soluție în persoana Domnului Iisus, că el trebuie să se pocăiască și să creadă și că pocăindu-se și crezând în Domnul Iisus Hristos, el beneficiază de plin de dragostea lui Dumnezeu. Și după aceea își dă seama că tot ce s-a întâmplat până atunci, inclusiv pocăința și credința lui, este un rezultat al dragostei lui Dumnezeu. Eu nu sunt chemat să dau siguranța mântuirii sale sau dragostei lui Dumnezeu înainte ca el să se pocăiască, să întoarcă la Dumnezeu. Nu vedeți lucrul ăsta în Sfânta Scriptură. Pur și simplu. Am văzut oameni oripilați la propriu când ne-a spus. Evanghelia nu înseamnă Dumnezeu te iubește. Evanghelia nu este Dumnezeu te iubește. Erau oripilați. Ăsta e creștinism, domnule? Cum? Nu, așa ne s-a spus. Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Nu, asta era Evanghelia. Nu. Da? Este distorsionat atributul suveranității lui Dumnezeu. Mulți oameni spun, domnule, să nu vorbim despre controlul suveran al lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Cumva să-L prezentăm pe Dumnezeu undeva în univers, singurel, acolo, ne-a lăsat pe noi de capul nostru, noi am păcătuit și El a pornit cumva în recuperarea noastră. S-a uitat la nenorocirea pe care am făcut-o pe pământ și a zis, trebuie să fac ceva pentru oamenii ăștia. Și planul B, pe lângă planul creației, a fost ca să ne mântuiască prin Domnul Iisus Hristos. Și este distrusă suveranitatea lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt în Sfânta Scriptură, în Fapte, capitolul 2, când vorbește despre moartea Domnului Iisus Hristos, Petru, în aceeași frază, spune, voi l-ați omorât, voi l-ați ucis prin mâna celor fără de lege și spune, după planul și știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Și spune, aha, păi de cine acuz pe noi că noi l-am omorât dacă asta a fost planul lui Dumnezeu? El nu are nicio problemă. El nu, în mintea apostolului n-a fost paradoxul ăsta. În mintea apostolului n-a fost teama că ei se vor întreba. Wow, predici la evanghelizare despre suveranitatea lui Dumnezeu asupra cele mai mari crime din univers? Da, a fost elementar să predice lucrul acesta. Pentru că suveranitatea lui Dumnezeu, doctrina suveranității lui Dumnezeu, are tendința și puterea de a smeri urgent omul. De a smeri omul. De a arăta că este total la mâna lui Dumnezeu. Viața lui este în totalitate în controlul lui Dumnezeu. Ce auzim astăzi? Doctrina autolimitării lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a autolimitat pe sine, spune. Când ne-a creat Dumnezeu pe noi și ne-a dat voință liberă, Dumnezeu s-a autolimitat. Automat Dumnezeu nu mai poate să intervină în viața noastră asupra voințelor noastre, da? Și îl coborâm pe Dumnezeu și înălțăm omul. Asta se întâmplă de obicei. Doctrina suveranității lui Dumnezeu duce la concluzia următoare. Mântuirea este a Domnului. De aceea spune, da, ești mântuit dacă crezi, dar și tu trebuie să, da, și tu poți să faci. Nu se poate, Dumnezeu a lăsat o scânteie dumnezeiască în noi, Dumnezeu a pus în noi nu știu ce gânduri, nu știu ce revelații care totuși ne ajută pe noi să facem și noi ceva, câtuși de puțin, cum se spunea, câtuși de puțin. Știți de ce se vorbește în felul acesta? Pentru că se înalță omul și se neagă suveranitatea lui Dumnezeu. Mântuirea este a Domnului. Este un atac apoi și asupra milei lui Dumnezeu. Asupra atributul este înțeles foarte greșit mila lui Dumnezeu. Și nu prea auzi predicându-se despre mila lui Dumnezeu. De ce? Niciunul dintre noi nu ne place să ajungem la mila lui cuiva. Dar Biblia ne spune repetate rânduri. Datorită îndurării sale ne-a mântuit, ne-a născut din nou. I s-a făcut milă de noi. S-a uitat la tine și a spus, ești mizerabil, ticălos, nenorocit, te mântuiesc. Te simți bine când îți spun asta? Nu contează. Dumnezeu de asta te-a mântuit, de asta te-a născut din nou. Datorită îndurarea, mila se arată față de unul care e oropsit, care e necăjit, care e sărac, care se află într-o stare deplorabilă. Și așa ne aflam noi toți. Așa ne aflam noi toți. Nu poți să rupi mila lui Dumnezeu de nevrednicia noastră și de neputința noastră. Când vorbești despre mila lui Dumnezeu, vorbești despre neputința omului și despre nevrednicia omului. De asta i s-a făcut milă din noi. Datorită stării deplorabile în care noi ne aflam. Motivul mântuirii noastre, Scriptura nu ne spune nicăieri că este decizia noastră. Nicăieri Biblia nu ne spune motivul mântuirii tale este că tu ai decis, că tu ai vrut. Nicăieri. Nicăieri nu spune lucrul ăsta. În schimb, Scriptura ne spune în felul următor, ascultați. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea ce mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, și nu completează, paranteză, în urma deciziei voastre, El v-a dus la viață. Nu spune așa. Și nicăieri nu spune așa. Nicăieri nu spune așa, ci spune că datorită îndurării sale cele mari, datorită bogăției îndurării sale, Dumnezeu ne-a mântuit. Un alt atribut desfigurat la propriu este sfințenia lui Dumnezeu. Și cred că acesta este singurul atribut care poate produce o convingere autentică profundă de păcat. Da? Isaia când a spus, vai de mine, profetul Isaia, marele profet Isaia care până atunci a strigat, vai de voi, vai de voi, vai de ea, vai de ea. Când a spus asta? Nu când a auzit acel mesaj extraordinar la un arhanghel, Dumnezeu te iubește, Isaia, cred că ți-ai dat seama, Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta.
Sper că ți-ai dat seama. Nu vezi în ce poziție te-a pus Dumnezeu? Nu. I s-a revelat sfințenia lui Dumnezeu, a văzut cele mai glorioase creaturi făcute de Dumnezeu strigând, fără încetare, nici nu se uitau la ființa lui Dumnezeu, că nu puteau, ar fi fost distruse, pulverizate la propriu. Și când vede scena asta și ei strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, atunci strigă Isaia, vai de mine. Noi ne întrebăm, de ce nu auzim astăzi convertiri? De ce mai vedem astăzi convertiri miraculoase? De ce nu vedem intervenții supranaturale a Duhului Sfânt în viața oamenilor? Pentru că nu-L predicăm pe Dumnezeu. Pentru că am desfigurat ființa lui Dumnezeu. Am desfigurat portretul ăsta biblic a ființei lui Dumnezeu. Și în special acest atribut al sfințeniei lui Dumnezeu este redus aproape la zero. În momentul în care refuz să predic sfințenia lui Dumnezeu, că te temi că o să îngrozească omul, îl îndepărtezi pe om cu sânge rece, îl îndepărtezi de mântuire și îl împingi spre iad. Când refuz să predic sfințenia lui Dumnezeu, asta faci. Cu mâinile tale, ca un măcelar care e un doctor care ești complet și dimint, ești un măcelar, începi să-l tai pe ăla pe masa de operație. Exact asta faci când predici Evanghelia, tu doctorul sufletelor, când predici Evanghelia și în loc să predici suveranitatea lui Dumnezeu, care l-ar pune pe omul ăla la zid, iar ar da păcătoșenia și nevoia de Dumnezeu, în loc să faci lucrul ăsta, spui Dumnezeu te iubește. Tu trăiești în păcat, niciun fel de problemă. Dumnezeu te iubește. Auzi, n-ai vrea să-i faci un favor lui Dumnezeu să te întorci la El? Este o aberație, este o blasfemie să predici alte evanghelie. Nu ne putem aștepta la rezultatele Evangheliei cu asemenea Evanghelie. Se disfigurează mânia și ura lui Dumnezeu. Alte atribute. Cât de des auziți vorbindu-se despre mânia și ura lui Dumnezeu? În multe adunări, se predică Evanghelia lui Gandhi. Dumnezeu urăște păcatul, dar vestea bună este că El iubește păcătosul. Asta nu-i citat din Biblie. Asta nu este citat din Biblie. Citiți Sfânta Scriptură unde Dumnezeu își arată scârba, oroarea, ura, mânia față de păcat, nu sau, și păcătos. Nu spune după aia, dar își arată mânia față de păcat, dar, nu, Dumnezeu nu pedepsește păcatele noastre în veșnicie. Dumnezeu pedepsește omul în veșnicie pentru păcatele sale. El suferă mânia lui Dumnezeu. El va simți mânia lui Dumnezeu datorită păcatelor sale. Și lucrurile acestea nu sunt predicate. Și cred că nu este predicat caracterul lui Dumnezeu, așa cum Biblia îl prezintă, oamenii nu ajung la punctul pocăinței. Nu ajung să zică, domnule, dacă ăsta este Dumnezeu și ăsta sunt eu în relație cu Dumnezeu, eu sunt pierdut pentru totdeauna. Exact lucrul ăla am vrut să-l auzim de la tine. Exact pentru asta predicăm caracterul lui Dumnezeu, să producă exact efectele astea. Asta vrem să vedem. Vrem să vedem un om prăbușit, nu să... A, nu plânge, stai liniștit, că de fapt numai trebuie să crezi în Domnul Iisus. Mă, nu te dai aici de pământ că ești pierdut. Stai liniștit, că este o soluție, nu niciun fel de problemă. Nu te agita așa tare. Nu! Tocmai asta vrem să vedem. Epuizarea aceea. Cedarea aceea, capitularea aceea în fața suveranității lui Dumnezeu, în fața unui Dumnezeu mânios, în fața unui Dumnezeu care urăște păcatul și păcătosul, în fața unui Dumnezeu sfânt, de trei ori sfânt. Aia e reacția pe care vrem să o vedem. Al doilea aspect care este, cred eu, foarte greșit cu privire la evanghelizările de astăzi și la Evanghelia care e prezentată astăzi, nu este doar distrugerea la propriul caracterul lui Dumnezeu, ci cosmetizarea căderii în păcat a omului. Se vorbește foarte puțin despre păcatul omului, iar când se vorbește defocalizat, nebiblic. De exemplu, a-l invita pe un om să intre într-o relație cu Dumnezeu presupune ideea că el e undeva la mijloc, da? El nu intră, nu, cum nu aștept pe Dumnezeu? Nu l-o întâlni pe Dumnezeu, nu, problema nu este asta. Omul nu are nevoie să intre într-o relație cu Dumnezeu. Omul este într-o relație cu Dumnezeu. Nu este într-o relație de dragoste, asta este problema, ci este într-o relație de vrăjmășie. El este vrăjmașul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își va nimici într-o zi toți vrăjmașii. Asta este vestea. Asta este vestea. Da? Se minimalizează și se restălmăcește adevărata stare a omului. El se află într-o relație de dușmănie, de vrăjmășie cu Dumnezeu. În al doilea rând, se vorbește foarte mult despre acțiuni păcătoase, dar nu despre izvorul păcatului care este în noi. Aș putea să recunosc la un moment dat că am făcut și eu niște fapte rele. Da, domnule, e un băiat bun la urma urmii, nu? De ce l-ar trimite Dumnezeu în iad? Așa cum s-a spus deja în prima sesiune, în noi există un izvor nesecat al iadului și al păcatului, care ne va duce. Sămânța iadului este păcatul și acolo ne vom duce. Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, dacă nu suntem mântuiți de Domnul Iisus Hristos. Asta este în noi. Este un mormânt care produce în continuu putrefacție și mizerie. Calvin spunea că inimile noastre sunt niște fabrici de idoli. Oricât idol ai distruge, inima asta pe bandă rurală produce idoli. Asta se întâmplă în realitate. Noi avem în primul rând o problemă cu ceea ce suntem și apoi cu ceea ce facem. Oamenii neagă
lucrul acesta, da? Alți oameni încearcă să arunce vina asupra diavolului. Prezintă omul ca o victimă. Uite, ce s-a întâmplat așa. Vezi ce a făcut păcatul în viața ta? Ce ravage a făcut păcatul în viața ta? N-ai vrea să fii mântuit cumva, să scapi de consecințele astea păcatului? Nu, asta este Evanghelia. Tu nu ești o victimă. Tu ești vrăjmașul lui Dumnezeu. Tu nu ești o victimă. Tu ești un acolit al satanei, al diavolului. Tu nu ești o victimă. Tu ești unul care de bună voie în fiecare zi te împotrivești lui Dumnezeu. Și încerci să dărâmi împărăția lui Dumnezeu și să construiești împărăția diavolului. Tu nu ești o victimă. Noi nu suntem victime. Noi nu suntem victime. Când prezinți în felul acesta omul, de fapt îl împingi pe om departe de pocăință reală. Îl împingi pe om să-și vadă adevărata stare și adevărata relație cu Dumnezeu. Rare ori auzim vorbindu-se despre om că este sub condamnarea lui Dumnezeu, că este fiul al mâniei, fiul al diavolului. Cum să spui în secolul 21 că suntem copii ai mâniei, nu? Fii ai diavolului. Voi aveți de tată pe diavol. Cum să spui așa ceva? Toată lumea zace în cer rău. Cum să spui așa ceva? Asta spune Scriptura despre starea noastră. Asta spune Scriptura despre starea noastră. Este confruntată la propria afirmație asta a Bibliei de mulți predicatori. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte o evanghelizare recentă la care am fost. Nu știu, cântărețul care era invitat acolo, trubadurul, așa de speriat, a fost de șocat de ce am spus, că s-a ridicat după aia și a spus: cine e aici creștin pe Evanghelie? Noi. Cine e baptist? Noi. Cine e greco-catolic? Noi. Fratele nu cred că știe. Și noi toți suntem creștini aici, că de asta am venit aici, nu? Noi, pentru ce am făcut evanghelizare dacă toți suntem creștini aici, nu? Noi toți suntem creștini, toți suntem copiii lui Dumnezeu. Nu, Biblia spune că suntem copiii diavolului, nu copiii lui Dumnezeu. Suntem copiii condamnării ai mâniei, nu spune că suntem copiii lui Dumnezeu. La o evanghelizare, la o seară intenționată să evanghelizeze necredincioșii. Așa s-a încheiat seara de evanghelizare. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, nu? El ne-a făcut pe toți, Domnule. Chiar vă imaginați că Dumnezeu să ne pigă departe de fața lui? Hai să fim serioși, toți credem în Dumnezeu. Ce credem, careva de aici în alt Dumnezeu? Nu. Totul e ok. Da? Se minimalizează căderea omului în păcat. A treia eroare care se face, se devalorifică jertfa Domnului Iisus Hristos. Cum? Și aici ne apropiem foarte mult de cercurile pe care noi le cunoaștem. De exemplu, sunt unele persoane care spun: suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus, dar trebuie să te botezi. Trebuie să te botezi ca să fii mântuit? Noi credem că trebuie să existe o mărturie publică prin botez a faptului că noi am murit și am înviat împreună cu Hristos, dar nu asta ne mântuie. Și sunt unii care susțin foarte clar, am auzit de nenumărate ori lucrul ăsta: ascultați-mă, jertfa Domnului nu ajunge dacă nu te botezi. Că Biblia spune: cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Deci nu ești mântuit numai prin jertfa Domnului. Tu trebuie să te botezi. Tu trebuie să te botezi. Asta este o negare, o devalorificare a jertfei Domnului Iisus Hristos. Sau alte versiuni de mântuire, de exemplu, multe persoane spun că dacă n-ai fost suficient de pocăit, nu știu dacă ați auzit versiunea asta, dacă n-ai fost suficient de pocăit, Dumnezeu te va trece prin boală și prin suferință ca să fii mântuit prin suferință. Chiar se folosește expresia asta, să fii mântuit prin suferință. Sau dacă n-ai trăit cum trebuie, n-ai fost vrednic de mântuirea ta și ai făcut fapte rele și vine răpirea, de exemplu, în seara asta, Dumnezeu face rapid o judecată preliminară. Care n-ați fost vrednici de mântuire? Voi, 3, 4, 5, 6. Voi rămâneți pe pământ în necazul cel mare ca să vă mântuiți prin suferință. Nu prin jertfa Domnului Iisus, prin suferință. Și dacă treci cu bine prin necazul cel mare și vei răbda până la sfârșit, vei fi mântuit. Nu ești mântuit numai prin jertfa Domnului Iisus. Ești mântuit prin suferință, ești mântuit prin lacrimile pocăinței, ești mântuit prin recunoștință. Cum pot să-ți răsplătesc eu? Ce să răsplătești? Ce nebunie e asta? Ce să răsplătești? Jertfa infinită a Domnului Iisus, ce să răsplătești? Vrei să adaugi prin suferința ta, prin bolile tale, prin necazul tău la jertfa Domnului Iisus? Astea sunt metode de devalorificare a mântuirii. Foarte des auzim versiunea asta la altă. Începem prin credință și mulți sunt foarte dogmatici și serioși când spun lucrul ăsta. Începem mântuirea prin credință, dar continuarea mântuirii, faza a doua a mântuirii, nu depinde, nu este asigurată de jertfa Domnului Iisus Hristos, ci este asigurată de faptele noastre. Și asta este un alt mod de a nega mântuirea doar prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Adică că jertfa Domnului Iisus Hristos asigură o mântuire desăvârșită, de la început și până la final. Nu jertfa Domnului face începutul și restul îl fac eu. Da? Aceasta este a treia eroare. Se devalorifică jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. În al patrulea rând, se inversează efectele Evangheliei cu esența Evangheliei. Esența Evangheliei este ce Dumnezeu a făcut pentru noi în persoana Domnului Iisus. Efectele Evangheliei sunt ceea ce noi experimentăm când Evanghelia intră în viața noastră. Noi vom trăi într-un anume fel, da? Noi ne vom purta într-un anume fel. Vom vorbi într-un anume fel. Vom face anumite lucruri. Astea sunt efecte ale Evangheliei. Acestea nu sunt esența Evangheliei. Iar mulți oameni vorbesc chiar în felul acesta. Ca să fii mântuit, Evanghelia spune că tu, ca să fii mântuit, trebuie să faci lucrul ăsta.
Și se prezintă tot felul de lucruri. Moralism, renunțare la vicii, venitul la biserică, când și tu câteva cântări, nu mai umbla în locul în care umblai înainte. Astea sunt lucruri care sunt importante. Nu mă înțelegeți greșit. Sunt lucruri care sunt importante. Ritualul care trebuie să-l faci poate la biserică, participarea la slujbe și așa mai departe. Dar se ratează esența Evangheliei. Se ratează esența Evangheliei care este Hristos. Esența Evangheliei nu este ceea ce eu voi face după ce sunt mântuit. Da? Și mulți oameni au înțeles bine Evanghelia predicată în anumite adunări când spun nu pot să vin încă la pocăință până nu mă las de aia, de aia și aia. El a înțeles bine Evanghelia predicată acolo. Că i-au spus, domnule, ca să fii mântuit, Evanghelia asta spune, tu trebuie să faci toate lucrurile astea. Ca asta spune Biblia, nu ești mântuit fără lucrurile astea. O, Domnul Iisus a murit pentru tine, da? Nu e niciun fel de problemă, sunt de acord cu asta. Dar dacă nu îndeplinești lista asta de reguli, încă nu ești mântuit. Ajungi la nivelul ăsta, la lista asta pe care ți-o dăm noi, nu e foarte mare. Uite, noi am sumarizat cerințele Bibliei, chiar am mai tăiat din multe dintre ele. Minimum ți-l-am dat. Fă lucrul ăsta și ești mântuit. Și se confunde efectele mântuirii cu esența mântuirii, da? Se condiționează mântuirea de o moralitate, de anumite liste de reguli, se ratează faptul că Evanghelia produce întâi în noi o sfințire a inimii, nu o moralitate exterioară, adoptarea unui ritual, se confundă efectele sau implicațiile mântuirii cu esența mântuirii. A cincea eroare care se face, se distorsionează cerințele sau chemările sau chemarea Evangheliei. Care este chemarea Evangheliei? Aș sumariza Evanghelia în câteva puncte. Evanghelia începe cu Dumnezeu, care este autoritatea noastră, da? Și Dumnezeu care ne-a dat niște reguli, niște legi. Evanghelia continuă al doilea punct, că noi am păcătuit față de Dumnezeul acesta, sfânt, drept, bun față de noi, care ne-a dat legile sale, am păcătuit, am călcat legea sa. Evanghelia se continuă în al treia rând cu ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut ca să împace pe omul rebel cu Dumnezeul acesta sfânt. Evanghelia se continuă cu o chemare, al patrulea punct, cu o chemare. Ca să beneficiem de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, trebuie să credem și să ne pocăim. Care, bineînțeles, sunt darurile Dumnezeu care vin prin proclamarea Evangheliei. În timp ce chem oamenii să se pocăiască și să creadă, puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt lucrează și produce în oamenii aceia pocăință și credință. Și ei se întorc la Dumnezeu și cred în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este Evanghelia. În momentul în care eu spun omului, trebuie numai să vrei. Aia nu este chemarea Evangheliei. Dragi frați, prieteni, surori, toți care sunteți aici, aia nu e chemarea Evangheliei. Trebuie numai să vrei. Dumnezeu nu cere nimic. Trebuie numai, Doamne, noi nu suntem de aia care spunem că ești mântuit prin fapte. Trebuie numai să vrei. Biblia nu spune să vrei. Biblia spune să te pocăiești și să crezi. Lucrul ăsta este imposibil. Dar este imposibil și lucrul ăsta e bine să-l înțelegi și să-l experimentezi pe propria ta pe ele, tocmai ca să ajungi la disperare. Pentru că disperarea este pasul preliminar, este travaliul primirii mântuirii. Travaliul cederii la picioare Domnului Iisus Hristos, spui, dacă, Doamne, Tu nu faci ceva în viața mea, eu sunt pierdut pentru totdeauna. Și bine să-ți înțelegi neputința. Nu spuneți la oameni că pocăința și credința sunt darurile lui Dumnezeu, pentru că eu să gândească așa. Dacă sunt darurile lui Dumnezeu, pocăința și credința și noi nu putem să credem și să ne pocăim, de ce ne mai cere ăștia să ne pocăim și să credem? Tocmai de aia, ca să ajungi la disperare. Și Dumnezeu să-ți dea pocăința și credința, că nu o să-ți dea pocăința și credința înainte să ajungi la disperare. Înainte să fie epuizat. Oamenii urăsc starea asta. Vor soluții ieftine, vor soluții rapide, da? Se distorsionează cerințele sau chemările, sau chemarea Evangheliei. Unii zic, trebuie să-l accepți, să accepți, domnule. Ai acceptat, ai înțeles ce s-a spus în seara asta, ce e Evanghelia, da. Accepți lucrul ăsta, crezi lucrul ăsta, da. Ești mântuit. Ești mântuit. Biblia nu spune, trebuie numai să accepți. Biblia nu spune lucrul ăsta, trebuie numai să accepți. Biblia spune să te pocăiești. Și să spui încrederea doar în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului tău. Asta spune Sfânta Scriptură. Alții spun, m-am întors la Dumnezeu pentru că am văzut câte binecuvântări, auzeam chiar o mărturie a unei vedete în țara noi, am văzut câte binecuvântări mi-a dat Dumnezeu, cât de bun a fost Dumnezeu față de mine și am spus, Doamne, cum pot să rămân eu indiferent la bunătatea lui Dumnezeu? Și atunci am crezut și eu în Dumnezeu. Nu pocăință, nu părere de rău pentru păcat, nu rușine pentru păcat, nicio experiență supranaturală a nașterii din nou, absolut nimic. El a vrut să fie recunoscător față de Dumnezeu. Parcă i-a și făcut un favor lui Dumnezeu, da? Acceptarea intelectuală, a fi recunoscător față de Dumnezeu, adoptarea unor ritualuri. Zice, domnule, am discutat cu cineva, vreau și eu să mă botez, dar de ce? Păi, ca să fiu mântuită. Da, ai înțeles ce e Evanghelia? Păi, nu știu dacă, dar știu că trebuie să mă botez. Dar cred că făurit ritualul ăla o să fie mântuită. Nu, asta este cerința Evangheliei. Cerința Evangheliei este pocăiești și să crezi. Și apoi o să fie și botezat, niciun fel de problemă, dar cerința Evangheliei asta este. Sau decizionismul, decizii cu caracter psihologic, a spune eu, sau decizii cu caracter fizic.
numai atâta trebuie să faci. Să-i arăți lui Dumnezeu că vrei să fii mântuit. Să-i dai voie lui Dumnezeu în seara asta să te mântuiască. Să-i numai să-i întinzi, uite, semnează el în locul tău, numai să-i întinzi tu foaia. Să-i arăți că vrei să dea semnătura mântuirii tale, da? Arată lucrul ăsta în felul ăsta. Mișcă capul, ridică o mână, ridică-te în picioare, vine până la altar. Și dacă ai arătat semnul ăsta fizic, ești mântuit. După aia ai făcut lucrul ăsta, ești mântuit. Biblia nu spune așa ceva. Ăla poate să vină la altar, poate să-și sufle nasul în batistă, poate să plângă și să ducă acasă un diavol așa cum a fost și înainte. Biblia îi cere să se pocăiască și să creadă. Spune-mi, dacă au venit ăștia în fața altarului, ce să facem cu ei? Păi trebuie să-i botezăm. Nu! Nu, Biblia spune că trebuie să pocăiască și să creadă. Dacă ei nu s-au pocăit și nu au crezut, pot să fi făcut orice altceva și nu văd de ce le-am cere să facă lucrurile alea. E pentru mine este la propriu, a devenit o oroare să vizionez chemări la evanghelizare. Chemarea la evanghelizare trebuie să sune cum a făcut Domnul Iisus chemare sau cum a făcut apostolii. Cum a făcut apostolii chemare? Ați gândit, cum avem, domnule, atâtea evanghelizări în Biblie. De ce n-am luat modelul de acolo? Au predicat Evanghelia și interesant. N-am spus, acum dacă este cineva, noi nu o să facem chemări cum fac ăștia, o să facă ăștia peste 2000 de ani, prelând de la Finei niște metode diabolice de chemare la mântuire. Nu. Noi o să facem o chemare în asta simplă. Nu. Spune Scriptura, ei au rămas trepuși de Duhul Sfânt și au întrebat ei, fraților, ce să facem. Adică acolo unde este predicată Evanghelia cu credincioșie, mai devreme sau mai târziu, Duhul Sfânt va face o lucrare de o asemenea învergură și cu asemenea putere încât ei vor întreba. Uitați-vă la crucea de la Golgota. Sunt doi tâlhari, spune la un moment dat că amândoi batjocoreau. Și în alte evanghelie unul nu mai batjocorește. Domnul Iisus nu spune că i-a spus ceva, el se adresează. Se adresează întâi tâlharului celuilalt și pe aia se adresează Domnul Iisus Hristos. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. A fost o lucrare suverană a lui Dumnezeu în viața lui. Da? O lucrare suverană a lui Dumnezeu în viața lui. Pe fiul ispitorului nu l-a chemat nimeni acasă. A fost lucrarea Duhului Sfânt, deși pilda nu este intenționată să ne dezvăluie lucrul acesta. Temnicerul din Filip. Nu l-a chemat nimeni, nu a făcut nicio chemare acolo. A scuduit Dumnezeu, l-a scuduit și pe el bine și el a venit. Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dar întotdeauna unde a fost prezentată Evanghelia, unde s-a predicat Evanghelia, unde a fost o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, au existat reacții din partea audienței. Da? Și chemarea a venit ca un răspuns la ceea ce au întrebat ei. Ei au întrebat pentru că Duhul Sfânt a lucrat acolo. Astăzi vedem foarte puțin lucrul acesta. Și pentru că nu mai vedem lucrarea Duhului Sfânt, ne este greu să vedem tragedia în care ne aflăm ca biserici în țara aceasta. Am inventat metode ca să îl ajutăm puțin pe Duhul Sfânt să mântuiască oameni. Că el nu mai lucrează. Și în final, așa distorsiune pe care vreau să o menționez este poluarea promisiunilor Evangheliei. Da? Evanghelia începe cu Dumnezeu, căderea omului în păcat, în al treilea în jertfa Domnului Iisus, chemarea Evangheliei și apoi Evanghelia face niște promisiuni. Evanghelia face niște promisiuni. Face niște promisiuni pentru viața aceasta, face niște promisiuni pentru noi în relație cu Dumnezeu, pentru noi în relație cu oamenii, pentru noi în relație cu lumea, cu biserica. Evanghelia restructurează la propriu toată viața noastră. Promisiunea Evangheliei ne arată că suntem restructurați pentru totdeauna, pentru veșnicie. Sunt promisiuni ale Evangheliei. Însă mulți oameni, ca să facă Evanghelia mai atractivă, încep să promită în Evanghelie lucruri pe care Dumnezeu nu le-a promis niciodată. Și multe promisiuni ale Evangheliei sunt de fapt niște prezentări a ceea ce spuneau și păgânii că dau zeilor. Dacă vii și faci libația asta, dacă vii și îmbuni pe zeul ăsta, el o să-ți dea binecuvântările astea. Asta este o Evanghelie păgână. Asta nu trebuia să vină Domnul Iisus Hristos ca să predice așa ceva. Nu trebuia să vină Hristos ca să predice așa ceva, da? Și se prezintă de foarte multe ori o evanghelie în bisericile evanghelice. Noi avem, spunem că avem așa versiune față de Evanghelia prosperității. Nu, nu este a versiune față de Evanghelia prosperității. Când la evanghelizare spui, vină la Domnul Iisus Hristos, dacă ai probleme în familie, Hristos te poate ajuta. Hristos este răspunsul. Să strâng multe biserici, cum se obișnuiește, să întâlnesc pe un stadion, cheamă o vedetă să predice Evanghelia și toți acolo tacmă. Baptiști, pentecostali, creștini după Evanghelie, mormoni, martori la Jehova, ortodox, toți sunt de acord cu ce să spune acolo. Vină la Dumnezeu, El este avut acolo. Hristos este răspunsul. Da, mă, Hristos este răspunsul la treaba asta. Dacă ai probleme în partea aia, alte probleme financiare, Hristos te poate ridica. Uite, îți dau și o experiență, o ilustrație pentru lucrul ăsta. Sau știu pe cineva. Uite, dacă ai alte probleme în orice domeniu, Hristos e răspunsul pentru orice. Nu mai plouă la Suceava, Hristos e răspunsul. Plouă prea mult la Zalău, niciun fel de problemă, Hristos e răspunsul. Într-adevăr, El e răspunsul. El ține toate lucrurile în mâinile Lui. Dar nu astea sunt promisiunile Evangheliei. Nu acestea sunt promisiunile Evangheliei. Hristos nu ne promite că dacă ne întoarcem la El, o să ne vindece. La foarte multe evanghelizări astăzi, dacă tot suntem la evanghelizare, uite, să ne rugăm și pentru vindecarea voastră. Nu confunda lucrurile.
Sau vă dați niște saci cu avutoare. Nu confunda lucrurile. Nu asta e promisiunea Evangheliei. Îi duci pe oamenii în eroare. Promisiunea Evangheliei, în primul rând, este că relația acelui om cu Dumnezeu va fi pusă în rânduială. El este împăcat cu Dumnezeu. El este răscumpărat de Dumnezeu. Toate păcatele lui sunt iertate. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos este dată. Are siguranța vieții veșnice. Astea sunt promisiunile Evangheliei. Nu spune Domnul Iisus Hristos: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și o să vă dau mai multă pâine decât v-am dat până acum. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, v-am vindecat, dar acum o să vă vindec. Dar nu așa. Vă vindec în continuu, indiferent ce s-ar întâmpla cu voi. Nu astea au fost promisiunile Evangheliei. El a făcut multe minuni ca autentificarea faptului că este trimisul lui Dumnezeu, că este împăratul, că este Mesia, izbăvitorul. Dar în privința mântuirii, lucrurile au fost foarte, foarte, foarte clare. Domnul Iisus Hristos nu este singurul lucru de care mai avem noi nevoie ca să reglementeze câteva domenii din viața noastră care nu merg cum trebuie. Da? Nu asta este Domnul Iisus Hristos. Domnule, viața îți merge bine, da? Ai câteva probleme. Singurul lucru de care ai nevoie, mai auzi uneori, singurul lucru de care ai nevoie este Hristos. Greșit. Hristos, când vine în viața ta ca Domn, ca Mântuitor, îți ia toată viața, dă cu ea de pământ și restructurează absolut totul. Îți ia absolut totul. Chemarea pe care Domnul i-a adresat-o tânărului bogat, lasă tot și vină după mine, este chemarea valabilă și pentru noi. Dumnezeu îți cere să lași tot. S-ar putea să pierzi servici, s-ar putea să pierzi bani, s-ar putea să pierzi familia, părinți, soția, s-ar putea să pierzi o grămadă de lucruri. Asta este chemarea Evangheliei. Să-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului tău, să te întorci la Dumnezeu, restul ține de Dumnezeu ce se va întâmpla în viața ta. Și mulți dintre voi care sunteți aici ați trecut prin lucrurile astea, vă cunoaștem, ați trecut prin lucrurile astea. Asta este chemarea Evangheliei. N-ar trebui în special voi să tolerați vreodată când auziți chemări ieftine ale Evangheliei, superficiale, un har foarte superficial și ieftin. Chemarea Evangheliei nu trebuie pervertită, nu poate fi pervertită, că dacă o pervertești, nu mai ai Evanghelie. Acestea sunt câteva distorsiuni mari care se fac Evangheliei. Acum aș vrea să ne apropiem de Galateni, capitolul 1, și să ne uităm, în timpul care ne-a rămas, la ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu că este Evanghelia. Galateni, capitolul 1, ne uităm la versetul 1 până la versetul 10, fugitiv, după cum ne permite timpul. Aș lua ca și verset care să ne conducă în studiul acesta, în studiul acestui pasaj, versetul 9. Cum am mai spus, o spun și acum. Cine predică o altă evanghelie, da? Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită, altă evanghelie, de aceea pe care ați primit-o, să fie foarte clar ce înseamnă anatema, să fie ce? Blestemat, despărțit de Hristos. De ce? Nu-i prea drastic, nu a spus el lucrul ăsta așa, numai ca o avertizare. O spus-o ca avertizare, dar dacă tu îl scoți pe Hristos din Evanghelie sau distorsionezi persoana Domnului Iisus Hristos din Evanghelie, mai poți fi tu mântuit? Nu. Cu ce rămâi? Cu blestemul, cu despărțirea de Hristos. Deci Pavel nu încearcă aici pur și simplu așa un exercițiu retoric, să vadă ce reacție va fi în audiență, să fie și el dur, să atragă atenția la începutul predicii. Nu. Omul este foarte serios. Asta se întâmplă dacă distorsionezi Evanghelia. Ești anatema, despărțit de Hristos. Iar dacă ești unul care ești o victimă la o asemenea Evanghelie sau complice la o asemenea Evanghelie și tu, la rândul tău, ești anatema, despărțit de Hristos. Ești, rămâi sub blestem. Rămâi sub blestem. Eu cred că astăzi nu catolicii, nu ortodoxii sunt problema noastră cea mai mare, ci slujitorii din adunările evanghelice care fie nu mai predică Evanghelia, fie predică o Evanghelie distorsionată. Și diavolul este atât de șireș și de pervers, încât a preluat anumite elemente din Evanghelie, și asta s-a întâmplat în bisericii din Galatia, a preluat anumite de Evanghelie și, să știți, a modificat foarte puțin din mesajul Evangheliei, foarte puțin. Ei, foarte puținul a modificat din Evanghelie, a poluat toată Evanghelia. A stricat toată Evanghelia. Pavel nu spune: voi ați nimerit Evanghelia 98%, numai 2% ați greșit. Nu, el spune: aceea este o Evanghelie deosebită, diferită. Mă, n-am nimerit noi tot din Evanghelie, dar nu o fi chiar altă Evanghelie. Da, Pavel spune, este o altă Evanghelie. Este o Evanghelie deosebită. Este o Evanghelie deosebită. Mi-aș dori ca toți în seara aceasta să înțelegem cu seriozitate avertismentul acesta apostolul Pavel sau amenințarea asta apostolul Pavel să fie anatema și să privim textul ăsta cu seriozitate. Chiar poate să te întreb și să pornești în introducerea studierea acestui pasaj cu întrebarea asta. Nu, e posibil să fiu anatema? E posibil să fi înțeles o greșită Evanghelia, să fi primit greșită Evanghelia, să fi predicat greșită Evanghelia, să fi susținut o Evanghelie greșită și eu însumi la momentul actual să fiu despărțit de Hristos? Da?
Probabil că ar fi necesar și mulți cu siguranță ar trebui să înceapă în felul acesta, da? Vreau să ne uităm la primul aspect pe care îl prezintă Pavel despre Evanghelie. Purtătorii Evangheliei. Cine sunt cei care susțin Evanghelia? Și el prezintă trei categorii. Pe el apostolul, asociații lui și apoi adunările. Apostolul, asociații și adunările. Când vorbim despre o biserică apostolică, bisericile tradiționale ortodoxe și catolice, ei zic că ele sunt bisericile apostolice care vin de la apostolul Pavel. Însă dacă te uiți la Evanghelia pe care o predică ei și la Evanghelia pe care a predicat-o apostolul Pavel, ele sunt foarte diferite. Chiar este o Evanghelie diferită, nu apostolul Pavel, ci a lor. O biserică este apostolică atâta timp cât se așează sub autoritatea apostolului sau apostolilor. Noi suntem o biserică apostolică dacă avem Evanghelia apostolilor. Dacă nu avem Evanghelia apostolilor, nu avem biserica apostolică. Nu suntem biserica apostolică. Toată vorbăria asta despre succesiune apostolică este egal cu zero. Suntem succesori ai apostolilor doar dacă avem Evanghelia apostolului Pavel. El spune foarte clar de la început, Pavel apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Evanghelia asta este. Dumnezeu Tatăl care prin Iisus Hristos a câștiga mântuirea noastră. Și a certificat, a autorizat această mântuire, a pus parafa pe ea înviindu-L pe Domnul Iisus Hristos din morți. Și el spune, eu sunt apostolul lor. Cei care au inventat Evanghelia, care au făcut Evanghelia, m-au pus pe mine apostol. Nu vin de la oameni. Pe el nu trebuie să-L ordineze cineva, să-L recunoască cineva. După foarte mult timp ne arată în Galateni, s-a dus la Ierusalim și s-a întâlnit cu foarte puțini oameni acolo și le-a arătat Evanghelia pe care el o predica deja. Că era de o obârșie dumnezeiască, venea direct de la Dumnezeu. Dar Pavel ne arată cu foarte multă smerenie că el avea și câțiva asociați. Zice apostolul, el apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos. Și toți, ascultați, toți frații care sunt împreună către bisericile Galatei. Prin excelență, epistola către Galateni prezintă Evanghelia. Ăsta e scopul pentru care Pavel scrie epistola către Galateni. Să lovească în falsele Evangheliei, în falsa Evanghelie și să prezinte adevărata Evanghelie. Și el spune, toți frații care sunt cu mine au aceeași versiune de Evanghelie ca mine. Ăștia sunt asociații mei, ăștia sunt susținătorii mei. Și lucrul acesta trebuie să fie un imbol pentru noi ca să susținem, să propovăduim, să predicăm, să arătăm și altora Evanghelia. Să nu ne înșelăm. Foarte multe adunări evanghelice există concepția asta. Păi noi pentru ce îl plătim păstor? El trebuie să facă evangelizare? Nu? Voi plătiți pe el ca el să vă învețe pe voi cum să faceți evangelizare. El niciodată nu o să poată să se ducă în locurile în care sunteți voi. Niciodată. În familiile voastre să stea cât stați voi, la locurile voastre de muncă să aibă prietenii pe care aveți voi, cercul vostru de influență. Pe voi Dumnezeu va predestina să fiți acolo ca să vorbiți Evanghelia. El este pus acolo ca să vă învețe pe voi să faceți lucrul ăsta. Voi sunteți asociații lui. Voi sunteți asociații lui, da? Dar ca să fiți asociații lui, trebuie să aveți aceeași convingere. El poate să se asocieze cu ei de la începutul epistolei pentru că ei susțineau aceeași versiune de Evanghelie. El nu s-a asociat cu ei altfel. Nu s-a asociat. Zice, toți frații care sunt împreună cu mine, mai târziu el vorbește despre niște frați falși care s-au strecurat între ei și predicau altă Evanghelie. El nu erau asociații lui, frații lui, da? Ca să fie asociat cu slujitorul, trebuie să ai aceeași convingere ca el și să colaborez cu el, da? Să colaborez cu el. Și apoi ne arată, nu doar apostolul, nu doar asociații lui, ci și adunările erau susținătoare ale aceștiei Evanghelii. Zice, și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei. Și le spune, har vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Erau multe adunări, aceste adunări erau împărtășie și ceea ce unea aceste adunări este Evanghelia. Acum mă întrebați pe mine care ar fi punctul în care aș decide să părăsesc orice cult din lumea asta. Absolut orice cult este punctul în care este atacată Evanghelia. Dacă e atacată Evanghelia, ieși afară. Nu trebuie să ai niciun dubiu. Oare nu-L supăr pe Dumnezeu? Nu-L supăr pe Dumnezeu dacă pleci din sinagoga satanei sau dintr-o biserică apostată și te duci într-o biserică sănătoasă unde să crești tu sănătos sau să crească familia ta sănătos. Nu trebuie să spui niciun fel de dubiu. N-ai niciun dubiu în privința asta, da? Pavel scrie bisericilor Galatei în care s-au infiltrat învățături sănătoase, dar fiți atenți, aceste adunări încă nu erau apostate. Mulți din adunări treceau spre aceste evanghelie, pe aceste evanghelii false, această evanghelie falsă, dar încă nu erau apostate. Tocmai de asta le scrie și face diferențierile la un moment dat. Voi ați început bine, voi ați început prin Duhul, el recunoaște lucrarea Duhului și spune, voi care vreți să fiți socotiți neprihăniți prin fapte, v-ați despărțit de Hristos. Ați căzut din har. Cei care nu vor să fie socotiți neprigăniți prin fapte, n-au căzut din har. Nu s-au despărțit de Hristos. El departajează, de la început vorbește din capitolul 2, dacă mă înșel, despre falși frați, despre frați care nu sunt adevărați.
Ei nu erau adevărați, da? Erau strecurați în biserică și s-au dat frați adevărat. Părtășia între adunări trebuie să existe în Evanghelie. Dacă avem aceeași Evanghelie, putem avea părtășie. Nu avem aceeași Evanghelie, nu contează niciun fel de sistem de asociație a adunărilor, nu are niciun fel de relevanță, cel puțin din punct de vedere spiritual. Este egal cu zero. Este egal cu zero. Și cred că este un păcat să stai în părtășie cu biserici care poate nu sunt apostate, dar au intrat pe panta apostaziei. Un mod de a le arăta seriozitatea situației este să te departajezi, să te desparți, să te separi. Să spui, nu mai putem avea părtășie. Voi predicați alta Evanghelie. Voi sunteți anatema. Voi sunteți sub blestemul lui Dumnezeu. Cum aș putea eu să mă unesc cu voi și să spun, lasă, domnule, veniți așa, voi cu versiunea voastră de Evanghelie la noi, v-ați luat plicul de evangelizare, noi ne ducem la voi și mergem înainte că asta e viața, trebuie să trăim fiecare. Nu merge. Să fie anatema, spune Apostolul Pavel, da? Ne arată purtătorii Evangheliei. Apostolul, asociații și adunările. Adunarea trebuie să susține Evanghelia. În al doilea rând, el ne arată proviziile pe care le dă Evanghelia. Proviziile pe care le dă Evanghelia. Lovesc cât de spot în versiunea asta falsă de Evanghelie. Am fost mântuit prin credință, prin har, dar acum și noi trebuie să facem ceva. Dom'le, fi culmea, chiar să facă Dumnezeu totul. Nu? Nu se poate. Dom'le, cât uși de puțin, cum se spune, măcar să vrei. Și Dumnezeu îți dă har în funcție de cum vrei tu. Uitați ce e interesant. Uitați ce este interesant. Pavel spune Galateni 1:3 așa. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El vorbește unor oameni care sunt deja mântuiți. Cum au fost ei mântuiți? Prin har ați fost mântuiți? Prin credința asta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Cum au continuat ei să fie mântuiți? Să rămână în această mântuire. Cum? În același fel. Printr-un har care se multiplica. Printr-un har care se înmulțea. Sau spune Pavel în alte lucruri. Harul să vă fie înmulțit. Sau bogățiile nemărginite ale harului lui Dumnezeu. Nemărginite. Harul, Evanghelia nu este doar pentru începutul vieții de credință. Evanghelia este pentru toată viața noastră de credință. Eu am început prin har și continui tot datorită harului lui Dumnezeu. Eu sunt astăzi creștin datorită harului lui Dumnezeu, nu că m-am vrut eu să fiu creștin. Eu sunt creștin astăzi datorită proviziilor pe care ni le dă Evanghelia. Ce provizii? Har, vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și nu spune, în funcție de decizia voastră, în funcție de alegerea voastră ca astăzi să beneficiați de harul lui Dumnezeu. El face o proclamație aici. Evanghelia ne dă nu doar începutul vieții de credință, ci ne dă și parcursul vieții de credință, da? Ne dă și parcursul vieții de credință. Menționează pe Dumnezeu Tatăl, ne arată că suntem relaționați la Dumnezeu, care este autoritatea noastră spirituală sau providența spirituală, cel care ne poartă de grijă. Tatăl nostru care arată apropierea noastră de Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, intimitatea cu Dumnezeu și cele două titluri ale lui Dumnezeu trebuie ținute, chiar dacă par un paradox pentru noi, în tensiune, da? Când mă gândesc la Dumnezeu, autoritate absolută asupra tuturor lucrurilor, conducătorul întregului univers, sunt smerit, mă apropii de el cu reverență. Când mă gândesc la Dumnezeu ca la Tatăl meu, mă gândesc la unul față de care mă pot apropia, căruia îi pot spune toate lucrurile care sunt inima mea, față de care pot să învărs inima. El este cel care ne dă har. Și apoi spune că ne dă har Domnul Iisus Hristos. El este stăpânul vieții noastre. El este mântuitorul nostru și El este Mesia pentru noi, da? Unsul, trimisul, cel care ne izbăvește, cel care ne izbăvește. De ce ne dă Dumnezeu lucrurile acestea? De ce ne dă Dumnezeu har și pace? De ce ne dă Dumnezeu lucrurile acestea? Ne dă lucrurile acestea pentru că avem nevoie de susținere în viața de credință. Noi suntem puși pe pilot automat după ce suntem mântuiți. Da, mântuit Dumnezeu. Doar o chestiune de timp până ajungem în veșnicie, nu? Sunt ispite, sunt probleme, este firea pământească, sunt necazuri, circunstanțe nefavorabile pe pământ, e satana cu toată hoarda lui. Sunt o grămadă de factori care sunt presiune asupra noastră și avem firea asta care e chiar din interiorul nostru și ne presează să ne depărtăm de calea lui Dumnezeu. Și avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Când citești în Scriptură proclamațiile acestea peste care trecem foarte repede, har și pace, când citești în Scriptură lucrul acesta, ar trebui să ai o siguranță a mântuirii extraordinară. Dumnezeu nu a început lucrarea mântuirii prin har și o continuă prin fapte, ci Dumnezeu a început-o prin har și El în Evanghelie îmi dă provizii continue, nemărginite de har. Ne uităm în al treia rând la pilonii Evangheliei. La pilonii Evangheliei. Și aici intrăm în esența, la propriu în esența Evangheliei. Am văzut purtătorii Evangheliei, am văzut proviziile pe care ni le dă Evanghelia și Pavel începe să prezinte aici pilonii Evangheliei. Pilonii Evangheliei. Primul pilon pe care vreau să îl menționez este ceea ce face Evanghelia necesară. Ce face Evanghelia necesară? De ce e nevoie de Evanghelie? Sau cu alte cuvinte, de ce este nevoie de Hristos?
De ce este nevoie de lucrarea lui răscumpărătoare? Răspunsul este simplu, datorită păcatului omului. Și Pavel vorbește despre acest lucru, arătând depravarea omenirii, în versetul 4, unde spune, el s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, este un pilon al Evangheliei. Evanghelia trebuie să prezinte această veste rea. Noi suntem păcătoși, noi avem păcate, multe. Și apoi spune ca să ne smulgă din acest viac rău, toți sunt răi, la grămadă. Umanitatea este rea și este rea datorită păcatelor. Suntem răi datorită păcatelor. Facem parte din acest corp, din această comunitate numită umanitate, care este păcătoasă. Care este păcătoasă. Așa începe Evanghelia. Asta este vestea rea pe care ne-o aduce chiar Evanghelia, că suntem păcătoși. Dacă nu îi spui bolnavului că îi bolnav, păi el nu-l interesează de medicamentele tale. Cu cât îi arăți mai bine starea lui de păcătoșenie, da? Îi arăți necesitatea Evangheliei, cu atât mai mult pentru el va rezona în mintea lui și va fi atractivă o soluție pe care o dă Evanghelia. Da? Depravarea omenirii arată că Evanghelia este necesară, este primul pilon. Al doilea pilon pe care vreau să-l subliniez, este planul lui Dumnezeu, planul Tatălui sau temelia Evangheliei. Pe ce se bazează Evanghelia? Uitați ce spune. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău și ascultați. După voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Toată lucrarea mântuirii făcută de Domnul Iisus Hristos a venit datorită decretului lui Dumnezeu, hotărârii lui Dumnezeu. Dumnezeu din veșnicie nu doar a luat în calcul, în planul lui a cuprins păcatul omului și din veșnicie a plănuit să ne dea o soluție pentru lucrul acesta. Hristos a murit după voia lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu nu era furios și vroia, mulți oameni prezintă așa pe Dumnezeu, furios și vroia să vină să ne facă praf și pulbere pe toți, să ia universul ăsta și să facă pulbere într-o fracțiune de secundă și Hristos a ținut mâinile înspre el vreo 4.000 de ani, până așteaptă puțin până mă duc să mor pentru ei și el plin de furie abia se abținea să nu ne distrugă pe toți. Nu! Lucrarea mântuirii este inițiată de Dumnezeu, Tatăl. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeul nostru. Lucrarea mântuirii este voia lui Dumnezeu, decretul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, da? Planul lui Dumnezeu. Ca să ne fie clar pentru toți. Predestinarea face parte din Evanghelie. Predestinarea nu este un secret al nostru pe care îl spune numai între noi așa. Noi credem în el, dar să n-audă ceilalți. Nu, eu sunt mântuit pentru că Dumnezeu în primul rând a predestinat pe Hristos să fie jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. El n-a venit la întâmplare. Crezi că a venit la întâmplare Hristos pe pământ? Doamne frumoși, astea sunt aberații, blasfemii. Hristos este primul care a fost predestinat, iar noi am fost predestinați în el, aleși în el înainte de întemeierea lumii. Planul lui Dumnezeu este esențial pentru esența Evangheliei. Este crucial pentru esența, însă și esența Evangheliei. Nu e Evanghelie fără planul lui Dumnezeu. El a făcut de la începutul epistolei, ne spune că lucrarea aceasta, ispășirea pentru păcatele noastre, sacrificiul pentru păcatele noastre, Hristos substitut pentru păcatele noastre, este un rezultat al planului divin, da? Al planului divin. Se vede aici foarte clar suveranitatea lui Dumnezeu. Ia auziți, fiți atenți ce spune. El s-a dat, trebuie totul să relaționăm la voia lui Dumnezeu. Zice, tot ce s-a făcut în versetul 4 este după voia lui Dumnezeu. Adică, el s-a dat pe sine însuși după voia lui Dumnezeu. S-a dat pentru păcatele noastre, deci Dumnezeu a predestinat că el să moară pentru păcatele noastre după voia lui Dumnezeu. El ne-a smuls din acest viac rău după voia lui Dumnezeu. Toată lucrarea mântuirii făcută pentru noi aleșii lui este după voia lui Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Asta este esența Evangheliei. Suveranitatea lui Dumnezeu face parte din Evanghelie. Dumnezeu n-a prevăzut nimic din veșnicie bun în noi. Fii foarte clar, da? Dumnezeu s-a uitat cumva pe culoarul timpului. Liliana, Dinu, Andrei, nu, țucutare, pă. Am văzut că ăștia... Ei nu pot să creadă fără mine, dar am văzut că ar vrea măcar să creadă. Nu, singurul lucru pe care Dumnezeu l-a văzut cu privire la tine a fost că erai un rebel nelegiuit, păcătos, mizerabil, care nu vrea să te întorci la Dumnezeu. Asta e singurul lucru care l-a văzut Dumnezeu cu privire la tine și la mine. Asta e singurul lucru care l-a văzut. Da? Dumnezeu nu și-a prevăzut după aceea propriile sale acte, că o să ne dea, că o să ne facă. Nu, singurul care l-a prevăzut era că eram niște ticăloși nenorociți și din veșnicie a făcut un plan ca să ne mântuiască. Da? Pe noi. Este suveranitatea alegerii lui Dumnezeu arătată foarte clar. Este o sensibilitate a alegerii prezentată aici. Spune că după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. În Efeseni capitolul 1 spune că mai dinainte ne-a rânduit ca să fim înfiați. El din veșnicie a avut lucrul ăsta, l-a avut Dumnezeu. A vrut să fim niște sclave ai lui. Care toată viața nu avem curaj să ne uităm la el că bine că ne-a mântuit. Doamne, nu mai zice nimic. Ne bucurăm să fim toți pe pragul cerului. Nu. El a vrut ca să intrăm în relația asta de tată-fiu cu el.
Este o suveranitate a alegerii și o sensibilitate. Când oamenii vorbesc despre suveranitate sau predestinare, văd un decret oribil. Oribil. Că Dumnezeu alege pe unii oameni să-i mântuiască. E oribil, domnule. E oribil. Nu. Este un lucru extrem de sensibil. Este suveranitatea lui Dumnezeu, dar este o sensibilitate teribilă, extraordinară în lucrul acesta. Da? Al treilea pilon al Evangheliei, bineînțeles, este moartea Domnului Iisus Hristos pentru noi, care este soluția Evangheliei. Da? Depravarea arată necesitatea Evangheliei, planul Tatălui arată temelia Evangheliei, moartea Domnului Iisus este soluția pe care ne-o dă Evanghelia. Da? Se sublinează foarte clar în textul ăsta voluntarietatea jertfei Domnului Iisus, spune că El s-a dat pe sine însuși. Este un child abuse, da? Se vorbește foarte des în cercurile agnosticilor, ateilor. Noi, ce Dumnezeu? Cum puteți să respectați un Dumnezeu care își omoară propriul fiu? Tu ai putea să te respecti pe cineva care își omoară propriul fiu pentru altul? Nu, spune Scriptura, El s-a dat pe sine însuși. Ce spune Domnul Iisus despre sine cu privire la moartea sa? Eu îmi dau viața. Eu mi-o dau. Eu am venit să fac voia Tatălui. De bună voie, eu am vrut să fac lucrul ăsta. Eu am vrut să fac lucrul acesta, da? Nu este niciun fel de abuz pe care tatăl îl face asupra fiului său. Se arată și important, e fundamental. Voluntarietatea jertfei lui Hristos. Nu s-a făcut niciun abuz, nu a fost nicio forțare, da? Este arătată aici centralitatea jertfei Domnului Iisus Hristos, da? Iisus este climaxul Evangheliei, nu eu sunt Evanghelia, nu tu ești Evanghelia, nu noi suntem Evanghelia, Iisus este Evanghelia. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău. Dacă ratezi centralitatea jertfei lui Hristos, n-ai Evanghelia. Poți să vorbești foarte frumos. Iisus ca un mare profet, ca un mare vindecător. Iisus împăratul. Iisus judecător. Iisus care a adus un cod etic extraordinar, care e important să fie aplicat și astăzi. Iisus care a fost un revoluționar a vremii sale. Iisus care a vrut să zguduie sistemul, nu știu ce sistem de pe vremea lui. Toate lucrurile astea care pot să aibă o urmă de adevăr în ele. Pot să aibă, dar egal cu zero dacă ai ratat din Evanghelie centralitatea jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu există Evanghelie fără moartea Domnului Iisus. Nu există. Cred că s-a arătat suficient de clar lucrul ăsta, ni se arată și lucrul acesta în locul acesta. Da? Aici se vorbește și despre intenția și extensia jertfei Domnului Iisus Hristos. Și aici e punctul în care ne divizăm. Vreau să vă gândiți la următorul lucru. Când Iisus a dus la crucea de la Golgota, asta e o întrebare pe care vreau să vă pun și la care vreau să vă gândiți. Când Iisus a dus la crucea de la Golgota, ce a vrut să facă Iisus acolo? Sau o altă întrebare care devine mai specifică. Care a fost intenția lui Hristos, planul lui Hristos specific atunci când s-a dus la cruce de la Golgota? Care a fost intenția? Sau pun o întrebare mai specifică. A intenționat Domnul Iisus Hristos când s-a dus la Golgota să ispășească la propriul mod real păcatele întregii umanități? Sau Domnul Iisus Hristos când s-a dus la Golgota ca marele preot din Vechiul Testament care a fost o umbră a Domnului Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor, s-a dus să facă ispășire pentru păcatele norodului sau pentru păcatele poporului, nu pentru egipteni, nu pentru filisteni, nu pentru toate popoarele care erau pe pământ la vremea respectivă, s-a dus să moară pentru aceia care erau pe pieptul lui, cele 12 seminții ale lui Israel, aleșii lui Dumnezeu. Aia a fost o umbră a ceea ce Hristos a făcut când s-a dus la cruce de la Golgota. El a mijlocit pentru aleșii lui și a murit pentru ei. S-a rugat pentru ei și a murit pentru ei. Vă întreb, s-a dus el, retoric, vă întreb, s-a dus el cu o intenție, cu un scop, cu un plan precis, a știut el ceva că și-a spus, mă dau cu sânge, o vedea ce o ieși de aici. Dacă vreunul o să fie mântuit, bine, dacă nu, nu. Recent citeam, cred că săptămâna aceasta, un articol în care cineva spunea și dacă niciun om n-ar fi crezut în Domnul Iisus Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos ar fi fost eficientă 100%. Deci dacă toți oamenii sunt ia, jertfa Domnului eficientă 100%. E extraordinară. Zice Dumnezeu, e slăvit extraordinar. Că planul lui de a mântui oamenii a ieșuat 100%. Dumnezeu e slăvit. Zice, va fi slăvit fără niciun fel de probleme. Nu modifică cu nimic, zice lucrul acesta, lucrarea mântuirii sau lucrarea pe care Dumnezeu a intenționat-o. Serios? Deci dacă Dumnezeu ratează în scopul pe care l-a stabilit, l-a atașat de jertfa Domnului Iisus, Dumnezeu ratează. Dacă ar rata pe unul singur să-l mântuiască, dacă Dumnezeu a vrut să-l mântuiască, Dumnezeu este un Dumnezeu falimentar, să fie foarte clar. Și revin la întrebare, ce a intenționat să facă Domnul Iisus Hristos? Unii spun, domnule, Biblia nu ne dă răspuns la întrebarea asta, alții spun, Domnul Iisus a intenționat să mântuiască pe toți, dar au reușit să mântuiască numai pe unii, adică pe aia care au vrut ei să fie mântuiți, da? Iar Biblia spune în locul acesta, el s-a dat pe... Deci, revenim, asta este o prezentare a Evangheliei. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Nu veți găsi nicăieri în Biblie unde un apostol sau un predicator să spună Iisus a murit pentru păcatele tale. V-ați gândit vreodată?
lucrul ăsta. De ce în Biblie nicăieri nu se adresează niciun apostol? Iisus a murit și pentru tine. Vezi că tine plâng, Doamne, să scurg la învon. Iisus Hristos a murit pentru tine. Întoarce-te la Dumnezeu. De ce niciun apostol n-a spus asta? Iisus a murit pentru tine. Există declarații generale cu privire la moartea Domnului Iisus, el a murit pentru toți, a murit pentru toată lumea, care trebuie interpretate în context, dar niciodată nu spune Iisus a murit pentru tine. De ce? Când avea de unde să știe lucrul ăsta. Nu i-a descoperit Dumnezeu o listă cu aia care, pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Da? Uitați ce spune, ni se arată extensia sau intenția sau planul jertfei Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru păcatele noastre ca să ne smulgă pe noi din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Dar ce facem cu Ioan 3 cu 16? Ce facem cu Ioan 3 cu 16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, deci noi nu negăm dragostea lui Dumnezeu pentru lume, că a dat, nu spune, pe singurul său fiu, pentru ca oricine, frate, frate, oricine spune, nu? Oricine spune, nu spune oricine. Am văzut o grămadă de oameni oripilați când am spus, nu scrie oricine acolo. Cum, frate? Frate, nu scrie oricine. Păi, dar ce scrie? Ai, nu mi-am amintesc. Să-ți spun că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, că a dat pe singurul său, pentru că oricine, nu așa scrie, nu scrie așa. Spune, pentru că oricine crede. Cred toți oamenii? Nu? Ia textul de la capăt. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, a dat pe singurul său fiu, dar a murit fiul său, pentru că oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ai un cel mai clar text care îți arată pentru ce s-a dus Domnul Iisus Hristos la cruce. Eu zic, încerc să-i mântuiești și pe aia care nu se crede. Încerc să-i mântuiești chiar și pe aia care de 1500 de ani în locuința morților. Încerc să-i mântuiești pe ăștia. Că oricum trebuie să mor pentru toți oamenii, nu? 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 Ni se arată foarte clar intenția. Eu n-aș putea să predic un asemenea Hristos. Un Hristos care falimentează. Și nu pot să încerc scuze pentru asta. Eu pot să predic un Hristos care a dus o jertfă de ispășire pentru toată lumea aceea de credincioși și de aleși care vor primi credința de la Dumnezeu și care vor fi toți în împărăția lui Dumnezeu. Și unii zice, o să fim tare puțini acolo. Nu! Biblia spune că numai din necazul cel mare, zice, s-a întors o mulțime și întreabă, cine sunt aceștia? Ei vin din necazul cel mare, ei s-au spălat haine în sângele mielului. Și spune despre ei, era o mulțime pe care nu o putea număra nimeni. În jertfa Domnului Iisus Hristos sunt cuprinși aceștia. În pasajul acesta ni se arată și eficacitatea jertfei Domnului Iisus Hristos. Spune că El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău și erau smulși din acest veac rău. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost eficientă 100%. Domnul Iisus n-a încercat să ne mântuiască. El n-a încercat să facă ispășire. El a făcut ispășire. El a făcut ispășire. El n-a încercat să stea substitut în locul nostru dacă noi vrem să acceptăm substituția lui. Nu. El a stat substitut în locul nostru. Este o eficacitate 100%. Și vreau să mai arăt un lucru despre moartea Domnului Iisus. Esența jertfei Domnului Iisus. Care este esența? Care este esența? Sunt două aspecte fundamentale subliniate aici. Ispășirea lui și substituția lui. Da? Spune că el s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. A stat în locul nostru pentru păcatele noastre. El a luat locul nostru. El a fost substitut eficient 100% în locul nostru. Da? Nu există această posibilitate. Nu trebuie să existe nici măcar în mintea noastră. Ca unul care a fost ispășit de Domnul Iisus Hristos. Pentru care Iisus a stat substitut să ducă în iad. Nu, dacă Iisus a stat în locul lui și a luat toată mânia lui Dumnezeu, și a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu pentru păcatele lui, a satisfăcut sfințenia lui Dumnezeu, cerințele legii pentru păcatele acelui om, omul ăla nu are cum să ajungă în iad. Aia este o substituție reală, eficientă, da? Nu este potențială. Auziți expresia asta și poate o folosiți din greșeală. Iisus a murit ca noi să putem fi mântuiți. Nu, Iisus n-a spus, eu am venit ca să încerc, da? Să pot, cumva să dau oportunitatea asta, să mântuiesc. Nu, el zice, n-am venit ca să încerc să mântuiesc pe cei pierduți. Nu, zice, eu am venit ca să caut și să mântuiesc ce era pierdut. El n-a venit să dea posibilitatea. Iisus n-a murit pentru posibilități, să fii foarte clar. Iisus a murit și a realizat ceva, da? Este substituția aici și se arată ispășirea noastră. El a murit pentru păcatele noastre. Rezultatul jertfei Domnului Iisus este că noi avem păcatele iertate, da? Suntem sfinți. A murit pentru păcatele noastre, suntem sfinți și suntem smulși din lumea asta ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Un alt pilon al Evangheliei, al patrulea pe care subliniez aici în încheiere, este chemarea Harului Dumnezeu sau cum se aplică Evanghelia. Cum se aplică Evanghelia? Uitați ce spune versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. V-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Când vorbește despre chemare, se arată că inițierea mântuirii sau inițiatorul mântuirii este Dumnezeu. Nu, tu trebuie măcar să vrei și Dumnezeu răspunde dorinței tale, căutării tale.
Dom'le, sunt atâția oameni care îl caută pe Dumnezeu în lumea asta. Nu, nu sunt. Sunt atâția oameni care vor să-l fenteze pe Dumnezeu în lumea asta. Sunt atâția parșivi, perverși în lumea asta, care cred că se pot folosi de Dumnezeu pentru dorințele lor meschine. Din ăștia sunt care îl caută pe Dumnezeu. Dar nu este niciun om care să caute cu sinceritate cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Mântuirea începe cu inițiativa lui Dumnezeu, cu chemarea lui Dumnezeu. Da? El ne-a chemat. Cum ne-a chemat Dumnezeu? Nu ne-a făcut o ofertă. Mulți zic, Dumnezeu îți oferă, ia dacă vrei. Nu spune, El ne-a chemat prin harul Său. Prin harul Său. Harul lui Dumnezeu arată lipsa noastră de merite și harul lui Dumnezeu este ceva eficace în Sfânta Scriptură. Harul lui Dumnezeu nu este, harul lui Dumnezeu este favoarea lui Dumnezeu. Da, dar harul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură înseamnă și acțiunea lui Dumnezeu în viețile noastre. Ne-a chemat prin har. Este o intervenție supranaturală al Dumnezeu în viețile noastre, prin harul Domnului Iisus Hristos. Acesta este un alt pilon al Evangheliei și acest har este eficace. Toți cei pe care i-a chemat, acum cochetau cu alte Evanghelie, dar toți cei pe care i-au chemat au fost atrași. Și ultimul pilon pe care îl menționez în locul acesta este scopul Evangheliei. Care e scopul Evangheliei? V-ați gândit? Care e scopul Evangheliei? Scopul Evangheliei este să fii mântuit, nu? Nu? Nu este scopul Evangheliei. Scopul Evangheliei este a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și nu o să ridici tu două minuți acolo spus, dar totuși sunt foarte mulți în iad care au auzit Evanghelia și nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Ei nu l-au primit că n-au vrut, eu l-am primit că am vrut. Ai tu toată gloria, dar să fie foarte clar, ai toată gloria fiindcă eu am vrut să ai. Da? Efeseni capitolul 2, Pavel arată din nou lucrul acesta. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus și ne duce direct în veșnicie. De la învierea noastră spirituală, de la nașterea din nou, ne duce direct în veșnicie. Ne propulsează în veșnicie. Unde? Zice, ca să arate în veacurile viitoare. Vedeți cât de limitat e harul lui Dumnezeu. Nemărginita bogăția harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Toată veșnicia vom fi niște exemple, niște dovezi vii că harul lui Dumnezeu a fost nemărginit față de noi. Nu că noi am făcut, că noi am răspuns, că noi am vrut, că noi l-am căutat, că noi ne-am strofocat, că noi ne-am ținut în harul lui Dumnezeu, că noi ne-am păzit, că noi ne-am băgat în mâna lui Dumnezeu și ne-am ținut acolo. Nici vorbă! Toată veșnicia vom fi exemple în teatru, în amfiteatru gloriei lui Dumnezeu. În nou univers pe care va face Dumnezeu, vom fi exemple vii ale harului lui Dumnezeu. Și acolo va fi un singur refren. Mântuirea este a Domnului și a mielului. Dacă noi am acceptat. Nu, versiunea nu este. Nu va fi nicio notă de subsol, niciun fel de completare, nicio paranteză de niciun fel. Ci se va cânta neîncetat, mântuirea este Domnului și a mielului. Și a mielului. Și Pavel încheie în locul acesta, timpul ne împinge și pe noi să încheiem, cu poluarea Evangheliei. Am văzut pilonii Evangheliei cu poluarea Evangheliei. Versetul 6 spune, mă mir, îi admonestează pe oamenii ăștia, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Mă întrebați, pot credincioși adevărat să treacă la altă Evanghelie? Da, pot. Pentru o perioadă de timp pot. Tocmai de asta vine Pavel cu anatema. Aveți grijă, dacă poluați Evanghelia, sunteți despărțiți din Hristos, ați căzut din har. Întoarceți-vă, renunțați. Da? Renunțați la gândirea aceasta și dacă studiezi toată cartea Galateni, vei vedea că la un moment dat Pavel de mai multe ori face departajare între frații adevărați, credincioși adevărați care erau mântuiți și cei care s-au infiltrat acolo de la bun început cu o falsă evanghelie. Citiți cartea Faptelor Apostolilor, de la început iudaizatorii au fost prezenți în biserică. Au fost aia mântuiți vreodată? Nici vorbă! Nici vorbă! Au venit cu reminiscențe evreiești, iudaice, rabinice de ale lor cu mântuire prin... măcar prin tăierea împrejurilor. Ce mare lucru! Nu? Măcar cu tăierea împrejurilor. Au venit cu aia în biserică. Da? Au venit cu aia în biserică. Și unii dintre ei erau ispitiți, cochetau cu falsa asta evanghelie. Și Pavel îi admonestează, îi mustră pentru lucrul acesta. După ce admonestează adunarea, uitați-vă cum se comportă cu apostații. E diferit. Da? Zice, mă mir, mă uimiți că treceți la altă evanghelie. Și acum se raportează la apostat și spune așa. Nu doar că este o evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură. Vedeți ce creează altă evanghelie? Instigă comunitatea. Instigă comunitatea, o tulbură. Și cei care sunt credincioși ar trebui să se tulbure când vine altă evanghelie. Și să ne tulbure Dumnezeu când auzim alte evanghelii. Lasă, frate, fiecare să predice pe Hristos cum înțelege el. Anatema! Anatema, asta este o blestemăție, este o mizerie, o minciună. Este o ispită satanică. Pavel nu a spus, asta este o tulburare care trebuie să se întâmple în biserică când se predică altă evanghelie. Se instigă comunitatea și se inversează crezul evangheliei. Uitați ce spune. Nu doar că este o altă evanghelie, ci voiesc să răstoarne. Auzi, eu te întreb pe tine, un om mântuit vrea să răstoarne evanghelia lui Hristos? Nu, ăla este anatema, este un apostat, n-are nicio treabă cu Dumnezeu.
Nici un om născut din nou care a fost socotinit, prihănit prin har, prin credință, nu vrea, un om de ăsta nu vrea să inverseze Evanghelia. Zice, voiesc, ei asta își doresc, să răstoarne Evanghelia lui Hristos și să vină cu Evanghelia lor, da? Se creează o tulburare, se instigă comunitatea și se inversează crezul evangheliei. Asta e problema cu Evanghelia. Numai dacă ai adăugat puțin la ea sau dacă ai scos puțin din ea, este altă evanghelie, este o evanghelie deosebită, da? După ce arată aspirația acestor oameni, ce vor ei să facă și ce reușeau să facă, Pavel trece la anatemizare. Ia auzi ce spune. Dar chiar dacă noi înșine, sau un înger din cer, dar arată un vestitor uman, noi înșine, și să cuprinde și pe el. Și dacă eu aș veni, sau dacă un înger din el a venit să propovedească o evanghelie deosebită de ceea pe care v-am propovedit-o noi, să fie anatema. El pretinde că toate evangheliile pe care le auzim, versiunile, trebuie să le judecăm după prima evanghelie care s-a auzit. Care e prima evanghelie? Zice, dacă eu aș veni, eu v-am dat o versiune de evanghelie, dacă aș veni cu o altă versiune să fiu anatema. Dacă vine un înger din cer și avem mulți oameni astăzi care spun că s-au întâlnit cu îngeri, că le-a vorbit îngerii evreilor, Dumnezeu li s-a arătat de multe ori prin îngeri. Și spune, și dacă ar fi o apariție dumnezeiască, îngerească, cum ți s-ar părea ție, extraordinară, ceva ce tu crezi că e autentic, dacă vine cu o altă versiune, testul fiecărei experiențe este Evanghelia. Și știți ce? Cei mai mulți oameni care vin cu revelații ulterioare din cuvântul lui Dumnezeu nu nimeresc Evanghelia. O alterează cu vindecări, o alterează cu prosperitate. Nu e interesant? Ăia care văd cei mai mulți îngeri, care au fost prin iad, prin rai, prin locuința morților, au cutreierat cele mai ascunse cotloane ale universului și au văzut tot felul de apariții îngerești, ăștia n-au nimerit Evanghelia, nu înțeleg Evanghelia. Distorsionează, poluează Evanghelia. Nu-i ciudat? Zice, bă, noi n-aveți ce avem, voi n-aveți ce avem noi. Noi avem experiențe adevărate cu Dumnezeu. Nu n-aveți. Voi aveți niște experiențe spirituale, dar false. Și Pavel repetă lucrul acesta, anatema asta, când spune, cum am mai spus, și aceasta este încheierea, cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva, oricine, o evanghelie deosebită pe aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Și cu lucrul acesta încheiem și noi. De ce încheiem cu lucrul acesta? Pentru că asta se întâmplă în realitate. Dacă ai scos jertfa lui Hristos, dacă ai spus curăția Evangheliei, dacă ai alterat Evanghelia, cu ce rămâi? Cu blestemul. Cu blestemul. Despărțit de Hristos. Dacă vă propovăduiește cineva altă Evanghelie, dacă noi înșine v-am propovăduit altă Evanghelie, să fie anatema. Amin.